Tragedia s-a petrecut ieri în jurul prânzului pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se poate observa că auto speciala de poliție circula cu viteză. Două copile de 11 și de 13 ani au fost izbite în plin de mașina de poliție. În autospecială se afla doar șoferul, care era încadrat în instituție din anul 2017. Una dintre fetițe a fost declarată decedată la fața locului. Copilul meu o să-l aveți de la supermarket, de la magazin, și mi-a spus că a dat cineva peste copilul meu. Aici. Martorii revoltați susțin că bărbatul de la volan ar fi făcut imediat după accident un gest revoltător. A coborât din mașină și ar fi verificat cu piciorul dacă una dintre copile mai trăiește. Alex. Mai țineți puțin. Bă, să n-are ține aici, oricum când vreți dumneavoastră să vedeți cât mai clar puteți. Deci asta vi se pare a fi om, ăsta nu este un om, ăsta este un animal. Tot oamenii ar fi mărturisit că autospeciala nu ar fi avut girofarurile aprinse în momentul impactului. Mașina a venit în viteză fără girofarul și este cu girofarurile aprinse. Erau petreceri, sau petreceri pe toți. Că cealaltă fetiță a rămas exact la trecere acolo. A lovit-o și a rămas pe trucătul în partea acolo. Un alt gest șocant ar fi făcut colegii agentului. La tartă haină și l-a schimbat și l-a băgat într-un jeep. Da. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarca, a declarat că s-a demarat o anchetă pentru a se stabili în ce circumstanțe s-a produs cumplitul accident. Conducătorul auto a surprins și accidentat două minore. Din nefericire, pentru una dintre ele, medicii, în pofida eforturilor depuse în loc decât să constate decesul, cel de la a doua a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Vorbim despre o anchetă care a fost declanșată în urmă cu aproximativ două ore, urmează să stabilească absolut întreg contextul în care s-a petrecut acest eveniment rutier. De ce permiteți, doamnă, să aprindă girofarurile după accident? Să stingă girofarurile așa cum au fost la momentul accidentului? Nu urmează să stabilească dumneavoastră cu puterea pe care... În momentul în care un polițist se află la serviciu, se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Una dintre fetițe în vârstă de 13 ani a murit, iar cealaltă în vârstă de 11 ani a suferit multiple traumatisme și a fost dusă la spital. Cercetările au fost preluate de brigada rutieră în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul rutier. Din primele informații, testele efectuate în cazul polițistului arată că acesta nu era sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.